Unde? Hey, podcast. 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 Toată lumea pe treabă, repede. Ce avem de vorbit? Spune, Toma, ce ai în cap? De ce ai această... Ce cu tine, Toma? Vezi că ai ceva pe cap? Ai un pliciu aici? Ai o frontală? Dă un pliciu, dă pliciu. Asta mi se pare că este inversul unei frontale. Tu captezi lumina care se duce încolo. Da. Okay. De ce te filmezi? Am vrut să... O să vreau să bag câteva cadre cu... Să vadă oamenii cum e să fii la podcast. Așa și să vadă oamenii cât de stupid poate arăta tu cască. Cu un GoPro. Pusă pe cap. Am zis, am și de la. Și am zis pare... să o pun aici, dar am zis că o să filmeze doar microfonul toată... Eu doar, cum e la tine, îmi dau seama cum arată actorii porno. Hai, că am văzut multe filme care fac POV-ul. Eu n-am văzut de alea. Când minerii își duc copiii, hai să vezi cum e la mine. Lasă că știu POV, dar... Cred că e un GoPro și e doar... Mai să mai să judești unde filmează cineva. Curios, n-am văzut niciodată VR. Porno? Da. Am văzut o singură dată. Dar nu era porno, era un lap dance. Și este un pic, cum să spun, îți dai seama clar că nu e real, dar cumva creierul e așa de prost, creierul e așa de prost că creierul e așa de prost că e ca și cum ai vedea prost, adică tu te excizi și dacă ai nevoie de ochelari. Cum? Adică dacă ai, nu vezi bine, fără ochelari, te exciți și vezi o perioadă durată. Da. Asta zice, echivalentul a... Adică nu e clar, nu e o realitate, dar e un alt gen de realitate. O realitate în care n-ai prietenă, să zicem. Sper că merge fără dacă stai. Da, clipește. Da, clipește. Dacă s-a prins ecranul când ai pus degetul acolo. Hai, vreau să văd. Bun, ce vreau să arăt înainte de toate este am primit un cadou. M-am dus în altă parte. Și voi l-ați văzut, Sergiu nu cred că l-a văzut, că n-a fost aseară. Da, uite, eu acum simt că GoPro nu se uită unde te uiți tu, deci cumva ar trebui... Păi da, așa și ochii lui Toma. E normal. E wide. Adică în zona de jos ai calul, nu se va vedea. Un pic de tot mai în jos, da? Zic eu, da. Uite, acum, de exemplu, era fix în margine cutia cu mine. Gata, da, poți să-l cobori pe frunte. Gata, e bine, ești bine. Okay. Ești bine. Ok. Ce ciudat e să-mi strâng șurubul din cap. Păi tu vei la paharul ăsta, că... Wow, ce e acolo? Un e cap. Micul Toma? Un mic. Wow, cât de bine e făcut. Da, capul respectă proporțiile. E printat 3D? Bine proporționat. Nu e printat 3D. E făcut manual, da? E făcut manual, sculptat manual. Oh my god. De cineva, da. Și este, o să găsiți link la băiatul care l-a făcut în descriere, pentru că mai face și alte chestii. Face la comandă? Da. Face și la comandă și puteți să și găsiți și dacă roși frumos. Cereți și dacă roși frumos. Și de asemenea, putem să anunțăm deja, eu m-am gândit să facem o ediție limitată cu noi patru pe shop. El știe? Da. Am crezut că află și el acum. El a zis oricum că vrea să o facă și pe voi. Limitată însemnând 3, așa limitată sau însemnând 10? Sunt două variante, că o variantă e să facem o matriță și să putem să facem mai multe după aia. Adică limitată, dar semi-limitată. Orice serie limitată. Orice serie limitată, evident. Că nu poți să... Da. La un moment dat se oprește. Așa, sau varianta 2 le face el de mână pe toate mai multe și nu ies la fel. Ies... Cred dar că mult mai scumpe alea. Mult mai scumpe, da. Mai scumpe. Vreau să duc doar la cameră, să arăt. Secundă, să arăt aici, așa. Bă, dar merge asta și ca... Hai că duc și la camera asta. Serie limitată la fel ca noi. Da. De ce? De ce am zice despre noi așa ceva? Ce vrei să zici, Dragoș? Mie îmi place asta, cadrul ăsta. Lasă tot podcastul așa, ia o masă, pune-l acolo... Așa. Și noi suntem... Și data viitoare punem astea pe masă aici în locul nostru și noi stăm undeva în off și vorbim. Și îl punem pe dragostele mai miște din când în când, se pare că... Foarte drăguț. Uite, Toma, că ai trăit să ai de și statuie. Și, cred că aici exact. Chiar ai statuie, practic.
primul comediant cu statuie. Au mai fost făcute unele, au mai fost făcute unele. Da. Da, dar din ceva plastelină. Da, le știu, le știu. Sau le știu și la licitație. Mm-hmm. Cine? Nu știu, pare de eu n-am avut atunci. V-au făcut? Există? Da, da. Eu n-am avut niciun. Într-un raft. Erau fani ale, erau miștoși ăla. Dar multe semănau din... Mi se pare că unele semănau unele cu altele. Era greu să dai seama dacă erau ul sau e... Era mult mai mici, era greu. Și erau mulți cu barbă, la fel de acel barbă. Nu, Cristi, să-și mai ridice puțin microfonul că nu vorbește în diafragmă. Podcastul de azi e sponsorizat de McDonald's, pentru adevărații fani pui. Efectiv au reușit să aducă toată mâncarea cu două noi meniuri. E o nouă campanie ce are pui 100% românesc, făcut pe plaiurile noastre. Fiind meniuri au și o reducere de până la 30%, așa că poți alege pe care dintre ele le vrei, fiind total diferite și cu multe opțiuni. Sau dacă ești ca mine, le iei pe amândouă. Dar în principiu avem Chicken Party Menu, care vine cu 3 porții de chicken tenders, 3 porții de aripioare de pui crocante, 3 porții mari de cartofi, 3 sosuri de care vrei tu și bonus, ca desert, 3 plăcinte cu vișine. Dar dacă nu ești party, poți merge pe Family cu Chicken Family Menu, tot la fel, pui 100% românesc și conține 3 meniuri medii chicken tenders, o porție de aripioare crocante, 2 sandvișuri McPuișor, favoritul tuturor, 3 sosuri din nou la alegere și cele 3 plăcinte cu vișine ca desert. Eu personal cred că voi alege party cu familia. Și nu uitați, ambele meniuri sunt disponibile doar prin McDelivery. Ai pus tu ceva pe grup? Un link? Am pus, da, că voiam să vorbesc despre niște chestii. Aș vrea, de asemenea, pentru oamenii care se uită la podcast și care sunt, îi apreciem foarte mult că sunt în continuare aici și se uită la podcastul nostru, să le dau poza de la filmările de la antenă. Da, trebuie. Da. Pe care o vedeți acum pe ecran și aveți posibilitatea să faceți screenshot la ea sau poate punem și link în descriere să o downloadați, să o folosiți ca memă dacă vreți. Să o pui pe grup. Și puțin da. Background despre faptul că pe grupul de Revelion, care by the way... Așa. Ar trebui... Grupul nostru intern de Revelion. Da, 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 grupul nostru de pe... Toată lumea discuta și abia aștepta faza respectivă pe care deja ați văzut-o am deschis televizorul. Da, exact, toată lumea și noi toți am fost cu lacrimi în ochi. Dar a fost scoasă la edit. Când, faza respectivă e din momentul Loredanii în care ea cântă și a avut o interacțiune cu publicul, să o numesc foarte... Să mă numesc generic public. Să mă numesc generic, da. O interacțiune cu publicul și acolo e un moment surprins. Noi suntem la canapele cât se filma. Eram parte din public. Și a fost tăiată la edit, n-a intrat pe TV. Eram cu poza gata, pregătită să o postez eu pe Facebook, dar dacă a dispărut momentul e mai greu de explicat pe Facebook tot ce am vorbit. Și trebuie să mai știe oamenii că Toma i-a stricat un pic momentul lui Lori, pentru că i-a scos cablul de la cască. Oh, și a trebuit să reia. Asta? Da. Nu știu dacă Toma cu mâinile sau cu erecția. Nu știam cum să fac să se întoarcă la mine. Ai tras-o de cablu, pur și simplu. Da, da, da. Și după aia a venit cu cablul înapoi să îl punem și aș fi putut să-l pun, dar n-am vrut. Da. N-am vrut să mă... Să știe să că mă... te pricep, că după aia te sună auzi, dar știi să instalezi un Windows. Windows, da. Exact. Așa începe totul, începe la Windows. Eu abia aștept știrile astea din cancan, pe ce apare poza asta pe net, cu a căzut în brațele cărui comediant a picat. Da, da, da. Loredana. Antenele au simțit nevoia să taie la montaj. Da, 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 da. Scăpare cenzurată. Deja sunt comentarii, dacă v-ați uitat la Natanticul, la videoul lui, a pus cineva la mine pe Discord. Sunt comentarii cu faptul că a fost plănuit momentul ăla lui, când s-au luat de Natanticu. Cu Mirodora? Da, mm-hmm. Și pe aialaltă. A, cu Cântăreța. Da. În acel moment. S-au luat de el la un întrerupt că nu e adevărat ce zice el acolo în roast. Adică genul ăla de oblivious. Da. Și era sau nu era? Da. Hei, oltenii nu sunt așa, da. Să știți. Da. Da. Minodora a zis asta? Nu. Minodora avea treabă cu Timișu. Mi s-a părut fascinant cum, muzică populară. Cum după ce era un comedian se comenta, se făcea practic, se dădea feedback. Era ca la școală. Exact. După ce ai făcut. Da, dar aici puteai să zici că... Puteai spune că am fost ascultați. Da, exact. Așa, exact, da. Așa a fost atmosfera. Că erau și doamnele alea care erau așa. Profesoare, ele profesoare, da. Tot timpul predau. Dar aș vrea pe această cale să menționez... Pe calea asta? Care am avut, momentul meu a fost extrem de a plecat extrem de tensionat pentru că eu stăteam în culise când a început cearta mai mare cu Minodora atunci și s-a oprit totul și încercau să discute să că e doar un rost, doar glume, e doar inventat și eu stăteam în culise să atunci pe aia am urcat eu, pe aia energia pe care am urcat eu. Și atunci am fost foarte prietenos, am vorbit și cu ea pe parcurs și au mai și tăiat bucăți care au ieșit ok. Și
S-a făcut discuția asta și totul a fost așa, și, dar a fost la Nathan Tipu cea mai tensionată, cea mai mare scandal. Și după ce am coborât și m-am dus înapoi în culise, a venit la mine una dintre doamnele care cânta muzică populară, cred că Laura Lavric, dacă țin minte bine. Și mi-a zis că este, din punct de vedere, este inacceptabil așa ceva, să nu fii lăsat, să trebuie să fii lăsat pe scenă, dacă ești pe scenă să vorbești, să nu fii întrerupt, să... Îți dai numărul și să-ți vorbească cineva din public, că nu se face așa ceva. Și bă, efectiv, pe suflet, mi-a vorbit în suflet. Au cântat femeile alea care erau cântat, alea care au comentat. Trebuia întrerupte și corectat versul. Asta zis și eu. Că nu știu dacă au cântat tot. Nu se zice frunce, se zice frunte. Da. Au cântat, să știi, din ele. Cred că cam toate au cântat, din câte țin eu minte. Minodora sigur a cântat. Da. Dar, și da, și doamna cealaltă. Și dar doamna Lavri, care a venit și mi-a zis chestia asta, a fost, Doamne ferește, efectiv neașteptat, că când a venit mă așteptam să-mi zică că bă, n-a fost bun materialul sau așa, și mi-a zis că... Apropo de olteni, da, sunt și oameni. Zicem, schimbăm subiect sau nu? Da. Apropo de olteni, avem un oltean din Craiova, Claudiu Pașoi, care ne-a trimis o piesă la care a lucrat și o să punem în... În descriere, o să fie link-ul. Mm-hmm. Și când vreți să o ascultați, dați acolo pe link și o să... E un lounge chill, cum e zice. Da, e un lounge chill cu... Influențe podcast. Da. Influențe podcast, da. Dacă ești genul care ești consumator de... De droguri? De ceaiuri. Ceaiuri? Așa. Ceaiuri cu plante medicinale. Mm-hmm. S-ar putea să-ți placă. Sau căruia îi place foarte mult să se plimbe cu lifturile. Sau dacă vrei să meditezi și să asculți podcast în același timp, că e în zona aia de... Da. Îți faci respirațiile, alergi, poți să alergi. E o piesă de alergat slow. Că e și cu noi. Pe... Da. Cu bucățele de la noi. Influențe podcast. Da. Da. Și nu e doar, și din stand-up, și din stand-up, nu? Da. Mi se pare. Da, da. Vorbe din stand-up, nu din stand-up, din ăla cu personaje ce am făcut în pandemie. Da, da, ok. Știri mărunte. Știri mărunte, da. Da. Așa, mă uitam la zilele trecute, m-am uitat din nou la World War Z, ăla cu Brad Pitt, cu zombiu, care mi-a plăcut și prima de când l-am văzut. Ce îmi place foarte mult în el, și o să dau spoilere că deja trebuie să... Eu nu l-am văzut, nu contează. Păi e vechi, știe lumea. Pleacă... cu ăștia, Brad Pitt e mai pe partea de militar, să sugerează că ar fi priceput el, și pleacă cu un om de știință să duc într-o zonă în care crede că ar putea să găsească originea acestei boli ca să rezolve vaccinul, foarte pe scurt. Și ăla era singurul om de știință care avea vreo șansă să știe să rezolve, și pleacă să o aterizează cu avionul și omul de știință și câțiva de ăștia cu puști automate. Și vin zombii să sperie ăștia toți și... omul de știință cade, se împiedică și se împușcă în cap singur la începutul filmului. Și este extraordinar. A fost total neașteptat în momentul ăla de nu să facem filme de parcă obicei. Mi-amintesc, da, da. Da, și să sperie pe panta aia de la avion, pe rampa avionului, la acolo, să fuge înapoi, se împiedică și să împușcă în cap singur în timp ce cade cu... E foarte, foarte funny și neașteptat. De-aia mi s-a părut foarte mișto. Și ce vreau să zic... dacă ar fi să asculți oamenii care zic cum să scrie un scenariu de film... Da, nu este se fix așa nu ceva. Să faci așa nu ceva face pentru așa. Că nu duce povestea mai departe. Exact, da. Aia mi se pare că se face chestia asta, dar pentru că s-au stabilit deja niște tipare și oamenii au niște așteptări. Și dacă faci o chestie de genul ăsta, lumea o să fie, bă, da, wow, ce tare. Că... Da, dar nu se face așa des. Adică... E remarcabil că a trecut de... Bord. De bord, da. De producător. Așa, și în filmul ăsta mi-a atras atenția, destul de la început, ceasul lui Brad Pitt. M-am uitat și într-o două cadre mi-a costat ochiul și mi-a plăcut. Și dar nu știam de unde să plec, că nu mă pricepeam așa, nu mă pricep așa la ceasuri. În schimb, Reddit? Nu Reddit. Există un site, am căutat pe internet, că am zis că trebuie să fie și chiar există. Există un site care se numește Watch ID, unde te duci și scrii filmul și zice ce ceasuri au personajele din film. Și am scris World War Z și mi-a apărut direct Brad Pitt și mi-a dat numele ceasului ăla, era cu link la eBay direct. E o modalitate foarte bună de a face bani din afiliere. Yep. Da. Și care a fost ceasul? Foarte smart. Tera... Scump? Unele scump. E un buget de film, nu... Da. Nu se aruncă să bage bani. Câteva mii de euro. Mulți au Casio sau de-astea. Nu, e ceva italienesc. Păi stai, dacă e endorsement, atunci sunt ceasuri scumpe. Dar cum nu era, poate James Bond. N-a fost endorsement, că nu-ți arăta ce ceas e. L-am văzut eu, l-ai zărit tu. L-am zărit și mi-a făcut cum arată. O să pun link la ceas. Cu concret? Ăla e aceeași firmă, dar nu e ăla.
Ah, ok. Dar în stilul ăla e. Că da, n-am găsit exact modelul din, din film. Dacă la, la 5.000 ceva de euro e cu baterie, nu are niciun sens. Da, asta îmi zic eu. Vezi cum? Să ai tot să-mi sper că e în genul ăluia, de, nu știu cât am mai zis eu, de cu... Does the dog die? Da. E bagi titlul filmului și spune dacă moare câinele sau nu în film. Și îți dă yes și no? Ce tare. Și mai era la... eu nu puteam să mă uit la, zic, am avut o problemă, nu puteam să mă uit la filme unde moare un câine. Am probleme să se împuște oamenii în cap, cum le-am pățit, dar nu puteam, nu puteam. Și, eu îmi dau seama că, adică nu s-o murăți, că nu știu dacă știi. Da, știu, dar adică, ei se prefac că sunt omorâți da. Acolo. Na, na, na. Eu sunt convins că se întâmplă accidente, chiar dacă scrie la final că animalele nu au fost rănite, na, s-a întâmplat. Eu, știți faza aia din Snatch, când se duc a doua oară de fac pariu cu Brad Pitt, practic, cu iepurile? Da. Cum tragi așa ceva? Cum dai drumul la doi câini care sunt făcuți să alerge și să vâneze iepuri? Cu ogare. Pentru că sunt antrenați, la comandă să lase. Deci ea aleargă și dacă cineva strigă scria la un finalul, cuvânt? Scria la finalul filmului că niciun iepure n-a fost terorizat în timpul filmărilor? Nu scria. Marcat pe viață? Eu nu cred. Bă, sunt rapid. Și la modul la 400-500 de metri distanță de tine. Vine greu să cred că ogarii ăia în viteza și în adrenalina aia chiar așa sunt antrenați. Dacă fluier foarte bine puternic, se piesa. Dacă, da. Piesa cu da. Foarte dacă mișto soundtrack. E foarte puternic și un cod pe care știe câinele, îți lasă prada. 5-5-8-5. 5-5-8-5. Mi-a întâmplat chestia asta. Deci acum știm și nouă opina lui Popescu. Da. E pe aproape. E destul de aproape. În sensul că e 6-6-8-6. Acum era funny să te pui să scoți de față. Să schimbi. Dați înapoi un pic în podcast, dați cu încetitorul și vedeți la care cifră ezită. Aia nu e cifra din pin. Da, luck picking lawyer, dar pe expresii faciale la Popescu să vezi. 5-5-8-5. Încearcă să nu se dea de gol acum. Sau încearcă să-și aducă aminte că le-a încurcat când, între ele. Când apare podcastul. Nu, vreau să-și aducă. Încearcă să-și aducă aminte la care card. Nu are stau, pinul stau ăsta. Foarte prost. La toate cardurile am același pin. Oh! Da. Prost. Da. Foarte prost. Uh-huh. Mai am o chestie care m-a deranjat. M-am uitat, am văzut o secvență cu Rowan Atkinson, care dădea un interviu. Și vorbea despre social media și zicea că el nu e pe social media, că nu îi se pare. Recent? Okay, că... Da, destul de recent. Și că nu. Păi la câți bani are el? Asta e că m-a deranjat atitudinea asta. Mie îmi place de el în general, dar m-a deranjat foarte tare atitudinea asta că el nu e pe social media. Pentru că își permite să nu fie pe social media. De-aia nu e pe social media. Că atunci când a explodat el, a explodat la media. Televizor. Da. A fost la televizor, nu era social media și a putut să fie promovat fără așa ceva. Și acum o spune ca și cum noi restul care suntem pe social media, e doar că el a luat-o de jos, a luat-o de jos în timp ce era și social media și l-a mers paralel. Da, era unghiul că privea de așa sus. Așa o ardă. Păi nu, dar dacă zici asta că tu nu ești pe social media, că nu-ți place, este niciunul din noi nu e pe social media de plăcere. Da. Nu suntem. E wow, pentru că da, dați like, share și subscribe. Mă, stai un pic, nu vorbim de produs, nu vorbim de produse pe care le pui. Media. YouTube-ul este considerat social media, nu-i mai mult, este o platformă. Nu, YouTube a devenit social media pentru că s-a dus într-o zonă de story și nu știu ce de aia, a fost o platformă de content, YouTube. Restul sunt platforme pe care ești ca să-ți faci cunoscută munca pe care o prestezi și o împarți pe eu YouTube. Aș renunța mâine la Instagram. O zic fără niciun fel de regret pe cameră. Dacă aș putea să-mi promovez munca pe care o fac, să ajungă la oamenii care știu că văd ce fac eu și altfel. Dar acolo sunt oamenii care... Eu nu zic că neapărat în esență Instagram un lucru rău, nu judec asta, că pentru unii poate să fie ok. Dar în același timp cât consumi... Dacă ei consumă și sunt acolo, înseamnă că eu acolo trebuie să mă adresez lor. Când consumi content de social media... Nu este nimic greu de făcut. Că tuturor ne place să stăm, să dăm scroll, să vedem chestii care ne surprind. Da, când trebuie să produci content și când produci și încep oamenii să aibă păreri, că bă, mamă... Deci la mine au oamenii păreri la ce față am eu. Deci îmi scriu pe Insta, nu. Îmi scriu, mamă, dar ești urât ca dracu. Pe cine?
Bă, îmi scrie mesaj, man, acolo când primește este mesajul. Mesaj în privat, adică îmi scrie în privat omul. Îmi scrie private message. Mamă, ce urât ești. Da, da, dar tot fiind că putea să zică în comentarii, da, nu, public sunt, și să întrebe și alții. Bă, da, chiar, ce față are ăsta? Nu mă interesează, dar nu este despre asta. Este tu îți dai seama, tu îți dai seama că omul și-o luat în viață, s-o dus, mi-a dat mesaj privat să-mi scrie că-s urât. Deci și-o luat și-o rupt el din... Dar nu și-o rupt, asta e, că mai tragic e că ăla a fost un moment de vârf în viața lui, în care el a făcut chestia asta. Că nu a renunțat la altele, dacă erau altele mai importante, nu făcea asta. Deci asta a fost cea mai importantă chestie pentru el în momentul ăla. Să-mi spună mie, de parcă eu n-am oglinz. Ce probabil crezi că eu nu stau în casă cu oglinz? Eu nu mi-am văzut reflexii când merg pe stradă în magazine, crezi că mă uit și zic, wow, dar cine e băiatul ăsta? Ți-am mai povestit cu bunica mea când a stat câteva Cât de fani e asta. Am mai zis asta în podcast, da? Să nu poți trec mai zici odată. Foarte pe scurt, asta câteva luni undeva pe la niște pe la țară și n-a avut o oglindă, să nici să bărbierească, nici nimic. Așa, mâncat și pe la ea numai unt și lapte de la din vacă și tot ce era. Și s-a și îngrășat, i-a crescut barba și după ce a plecat de acolo s-a oprit la o pizzerie să se tundă. Și stătea la rând pe o băncuță, aștepta să-i vină rândul să se tundă și era o oglindă undeva sus. S-a uitat și erau mai mulți, stăteau la rând. Și zice, m-am uitat în oglindă aia și a trebuit să mă mișc să văd care sunt eu. În rest, erau aproape la fel. Asta e povestea, nu e povestea în care bunicul tău nu s-a recunoscut. Da, este povestea în care bunicul tău afla care e frat. Gemini. Am înțeles. Da, bă. Ziceai ceva, Dragoș, de un revelion. Da. Chiar. Ia zi-ne mai multe. Se întâmplă, avem un poster extraordinar de awesome. Da. În care eu sunt în centru. Da, în care tu ești în centru. Dar ne-am adunat camuștele la bec. Da, da. Este un ciorchine de comedianți. Camuștele la Popescu. Da, se întâmplă revelionul ceva mărunt, biletele au fost puse în vânzare, probabil că o să fie și la Starlink. Deci până acum am notat doar 5 linkuri care trebuie puse în descriere și mai am unul pe care trebuie să-l adaug. Okay. Dar da, o să avem revelionul, noi deja am filmat bucăți. Va fi acces pe baza unui cod și fiecare cod îți oferă posibilitatea să vezi înregistrarea acestui show sau acestui, mă rog, acestui produs, acestei emisiuni de două ori. Și nu ai codat în noaptea de revelion beat și nu o să ți minte cum a fost și după aia îți mai dăm șansa să-l mai vezi. Sau dacă adormi odată și ai adormit că era erupt așa, te trezești a doua zi și zici, bă, eu nu l-am văzut. Eu nu mai pot să văd. Ba da, pentru că mai ai o vizionare. Dar slabe, șanse foarte mici să adormi la cât va fi de bun. Și ce rugăminte avem pe această cale este să nu piratați, că mai bine ne plătiți ca să mai putem să facem noi, pe măsură ce ne dăm seama și prindem curaj că oamenii vor chestia asta, o să mai facem și o să le facem mai mult mai calitative, că știm că o să vindem. Dacă nu... Eu sunt convins că oamenii care vreau să pirateze acum sunt eu voiam să fiu de acord cu Sorin. Așa să le zic. Oamenii nu-și dau seama. Exact. Ce a făcut lui CK mi se pare fantastic. Și a lansat site-ul prima dată după ce avea specialul la HBO și l-a pus pe site cu opțiunea de download și spunea te rog doar nu pirata și n-a fost piratat. O lungă perioadă de timp a fost foarte așezat și el a avut foarte multe încasări pe tema. Da, ce încercăm să zicem că încercați, adică încercați. Fiți oameni și dacă vreți să vă uitați la noi, plătiți-ne, că nu-i, adică nu vă numără nimeni cât sunteți în jurul unui televizor, adică două morții, poți să dai 15 lei sau 12 lei de persoană și să fie aplicat? 4. Ce? Feature-ul ăsta, că să vorbim, să facem și asta. Cu camera, ca să nu uităm prin camera. Nu mai, că nu avem timp. Legat de televizoarele vechi nu merge. Când se făceau anul trecut show-urile alea pe VStage, eu cred că foarte multă lume chiar era drăguță și cumpăra două bilete, să zic, din apreciere. Da, și eu cred. Dar cred că unii... Puneau toți bani 5 lei și erau 10. Nu, din contră, cred că unii efectiv credeau că trebuie să cumpere fiecare câte un bilet ca să se uite toți de pe un link. Nu cred. Trebuie să fost cineva. Noi încercăm să le zicem oamenilor să cumpere
Hai să zicem un pic... Un bilet, da, să zicem ce e și așa. Ce, deci un bilet per casă, per household, așa ar trebui, nu per gospodărie, om. Gospodărie, se spune gospodărie, în română. Da, dar da, o să fie în primul rând disponibil între 31 decembrie și 5 ianuarie. Mai mult. Da, pentru cei care sărbătoresc și revelionul ospătarilor. Cred că va fi, cred că va fi și păstă un... Cred că va fi nu, inițial așa o să fie. Da, 31-5. Biletele sunt deja disponibile, dar în perioada aia va fi disponibil pentru streaming. Și ce o să fie în el, Sergiu? O să fie o emisiune de tip divertisment, care va sărbători trecerea dintre ani. Cumpăna dintre ani, în care vom fi noi patru, va fi și Nathan Ticu, va și fi alții. Și alții, nu zicem sunt toți. Pe post. Foarte sunt pe post, da. Toți oamenii cu care noi și facem lucruri. Da, Frâncu, Mitran, împreună. Luiza, Bogdan, Mirica, Ionita, Mirica. Da. Virgil. Și o să avem, sketchulețe, o să avem bucăți de stand-up, o să avem Street View Travel din Iași și din Cluj. Da, bucăți de una scurtă, o să avem o surpriză mare. O surpriză huge. Eu asta o să spun, că e o surpriză huge, I don't care. Da. Nu mă interesează, dar este chiar e. Da, e un proiect la care s-a muncit extraordinar de mult. Și cam asta. Varietăți, asta o să da. O să fie o emisiune de varietăți da. Cu noi. Vor fi foarte multe la care chiar s-au muncit mult, se scrie de foarte mult timp. Deci, v-am zis, vă așteptăm cu chestia asta. Și la biserică mergeți? Nice. Subtilă tranziție. Știi de ce nu merg la biserică? Pentru că dacă se întâmplă să fiu, de exemplu, cum sunt întâmplă de Paște, dacă în noaptea aia sunt la Bârlad, că mă duc cu Joe de Paște acolo, ai să duc la biserică. Da. Și atunci putem să facem sex în patul lor. Foarte tare. În timp ce ești la biserică. Și plus că e și îți dă clopotul când se trage, îți dă ritmul ăla de dong, da. Dong. E dacă sincronizezi să termin cu clopotul ăla e... Cu cine mai? Ce e dong? Asta ar fi the ultimate type of jazz. Da. Duci la biserică cu... Am primit cadou. Am primit un cadou și eu. Un pistol din ăla de masaj. Știți? Masaj gun? Da. Da, da. Am văzut în filme. Magic One? Da. Este minunat. De care? Eu nu știu. Lanternă se cheamă. Lanternă de carne. E ca un arde ca un fion, așa, e greu și are o gâlmă aici, mai multe capete pe care poți să le schimbi. Și se învârte. Și vibrează și se învârte și îți face... Am adus o chestie să-ți arăt, bine că mi-am adus aminte. Bine că ți-ai adus aminte, Sergiu. Vreți să ghiceți? Dacă știi ce nu zice. Nu ce e asta. O știți? Cu aer? Împinge aer? Da. Ca să curețe? Da. Ia, yeah, dai. Air gun. Bă, deci, o ia zici că-i... Îl simți pentru vorba să-l simți, încearcă să-l rotești în mână. Aaa, ce mișto e! Vai, ce mișto e! Wow! Oficină să-l rotești. Îmi dai și mie. Și e foarte ușor să-l tragi în spate. Și nu mai ai nevoie... Ia dă un pic. Nu mai dai bani, stai pe să-l dau mai tare, că mai are o treaptă. Lăsă-mi buge. Bă, da, da, mă, că este un fine dezastru. Mi-am uscat gura. Hei, avem un podcast care se bazează în mare parte pe sunet. Hai să băgăm ceva care face. Are și lumină. Are care și lumină, în caz că e un viespe sau un... Sunt două capete de... Asta și ăla cu pămătuf. Și fără cum e? Fără, dă-i fără. Îl împrăștie mai mult? Dar îmi place cum pleacă. Cred că are, ca să mute mai mult aer, cred că are niște greutăți. E cu acumulator sau baterie? Baterie. Adică cred că are niște greutăți. Au niște greutăți pe palele alea. Da. Da, dar bine a lui Sorin nu a ta. Știa ce sunt pe tot. Apasă două pe ăla. Gata. Cât ai dat pe drăcia asta? Vreo 50 de lire, că nu l-am găsit la noi, l-am luat de pe Amazon.
Am căutat la noi o grămadă, nu am găsit ceva de genul ăsta și am zis, nu mai vreau să mai cumpăr aer de la comprimat. Știu că tu folosești foarte mult din... Folosesc mult de asta. Dar ce nu-mi place la aer, nu-mi place că lasă, iese cu apă. Nu știu, dar e mult mai ăla? Da. Calitativ decât pare. Yep. Pare ceva chinezărie. Și cu SVC, adică se încarcă serios. A, deci nu e cu baterie. Nu, e cu acumulator în el. Da. Ah, ok. Foarte frumos. Yep. Foarte frumos. Pare genul de sculă pe care o folosești rar, dar te bucuri cu aia când... Da, Toma folosește foarte. Toma folosește. Des, că tot consum tuburi de alea și... O să pun link și la asta în descriere. Sigur. O să fie... O să fie... Dacă e un om care cumpără toate chestiile la care am pus link în descriere... Înseamnă că e cineva care își permite și un tricou de pe shop-ul ceva mărunt. Link în descriere. Avem pachete. Pachete, da. Avem pachete acum, da. Pe shop-ul ceva mărunt și niște poze drăguțe și gifuri animate. La... Mm-hmm. Intrați pe cevamărunt.ro. Gifuri animizate. Știam că o să-ți placă ție jucărie. Foarte frumos. Foarte frumoasă jucărie. Mă uitam la într-una din seri. M-am uitat la Spike. A fost difuzat un reportaj despre Spike de 1 decembrie sau ceva pe Pro TV. Și arăta două camere, avea două camere. Una e un Olympus care a fost camera fotoreporterilor când erau aparatele pe film, Olympus, nu mai știu cât, și avea un Hasselblad care era modelul de aparat care a fost trimis pe lună, ca să facă poze. Și avea două chestii. Și mă uitam la el și m-am gândit, zic că... Care s-a zis? S-a zis că a fost până. Și... Allegedly, nu? Sau cum? Da. Allegedly. Și m-am uitat la el și m-am luat așa o poftă de cumpărat. M-am uitat și zic, mamă, da. Omul ăsta are două chestii extraordinare. M-am stat să mă zic, mai să-mi iau și eu o chestie, că și mie îmi plac chestii. Și după aia stat să mă gândesc, da, priorități. eu am copii. Și a fost așa un... Ah, ok. Cred că pot să stau și fără camerele alea. Da. Dar a fost așa un... Cred că-mi iau nouă. Nu o să-mi iau. Eu am ajuns să fac acum uneori asta cu... Deschid, le bag în coș și după aia închid site-ul. După aia este pe site. Mă uit și stau, mă documentez, văd care ar fi. Indiferent ce iau, nu... Așa, că și mie îmi plac chestiile. Documentarea este un pas extraordinar de frumos. Cred că e mai plăcut decât atunci când îți vine acasă. Da, clar. Adică când îți vine e nice. E anticiparea. Dar deja cam și știi ce ți-ai cumpărat, că ai aflat unde sunt punctele slabe, unde sunt punctele tare la el. Nu. Acum, în ultimul timp, m-am uitat la Fujifilm să-mi iau un aparat, că au senzor crop. Ăsta ASPC-ul, știi? Uh-huh. Și... Am zis că e mai mare decât ăla de la GH4 și XT4, care e cu IBIS și așa. Și după aia, totul e tare, bă, arată frumos, ăla gri cu negru, arată de mor. Dacă îl vezi, ești, bă, da, vreau așa ceva. Arată exact IBIS, retro, mamă, cum da, arată, știu, bă, băiatule. Și 8000 și ceva de legi, și asta cu tot cu obiectiv. Și după aia, stai să mi zic, bă, eu n-am nevoie de camera aia, mă. N-am, o să car exact cum car GH4, exact, o să folosesc exact la fel de mult până nu fac ăștia o cameră care să facă poze frumoase și aplicație de Insta direct pe ea sau și de Facebook și de nu știu ce, ca să fac poza, am postat-o direct de acolo să pot să-mi pun niște chestii, n-are niciun sens să ia altă. Dacă eram eu Nikon, tati, nu stăteam pe gânduri. Sau Canon. Dacă eram eu Canon, nu stăteam pe gânduri. Imediat făceam. Dar nu-s. Nu ești. În fin. Da. Tu, adevăratul elefantul. Tu, care te trezești cu puiul în minte. Sau tu, care l-ai alături la fiecare pas. Voi, care îl vedeți oriunde vă întoarceți privirea. Voi, care îl găsiți oriunde. Și voi, care îl purtați peste tot. Și nu vă ascundeți dragostea pentru pui. Pentru voi toți am pregătit Chicken Fans Menu cu pui 100% românesc. Doar prin McDelivery. Trist. Zi, Dragoș. Hai să trecem la rubrica preferată a tuturor. A cui? Oh, nu. Ah, da, abia aștept. Hai, da.
este așa fain când câștigă unde... Cristi. Iar? Mm-hmm. Nu, că nu mai câștig. L-am pierdut tot cele două. Este 5-1-1-1 scorul. Am înțeles. Nu, că s-a dus, tu ai câștigat atunci. Ultima dată eu. Da. Păi nu, Măgaru. Tu ai câștigat Măgaru. A câștigat la Măgar, da, acolo la Măgar a câștigat. Da. Ia zine. Ok. Avem Lego motocicletă, motocicletă. Zine așa și de la început pentru cei care nu știu. Da, mai zine. Deci trebuie să vedem. Foarte scurt. Cine ghicește prețul corect primește un punct. Da. La 1500 de puncte câștigă un premiu. Avem. Lego motocicletă, motocicletă, triche, costum, preț fix. Triche, trike. Ce? Stai, ce? Așa. Deci, trebuie să... Arată-ne poză ca să da, înțelegem exact. Ce o să, o să, o să pun poza și în descriere. Să fie descrierea asta mai... O să ocupe mai lungă decât podcastul. Da, da, da. Deci, deci pe hardware să de la mai Google. Multe capitole. Da. Așa. Asta este. Este motocicletă Lego Lego. Da, da, da. Da. Deci, după cum vedeți... Ai, exact. Lego tehnic. Hmm? Lego tehnic. Iar câștigă Toma, că știi, se pricepe. Aici, aici, el, el sau Frâncu. Se va vinde cu scaune albastre sau albe la alegere. La alegere, deci nu ține de dimensiune are. Deci nu e un model existent, e făcută de... Exact, ah, okay. Un proiect care nu-i copiat de pe un altul. Răspunși pe WhatsApp, ghidonul rotește și se lasă, se ridică garda la sol, roțile din spate învârte ambele lanțuri, trimit prin curier sau poștă, prețul stă fix, am muncit mult la ea o săptămână, dar depinde de oferte de preț și în ce toane sunt prins. Un expert... Extraordinar. Bă, cineva a fost în sfârșit? Bă, sincer, de cum funcționează? Extraordinar. Aici ce mă deranjează e că o să... Da, e în descriere, așa că trebuie să citesc. Un expert mi-a zis $150 pe eBay. Eu nu am timp de eBay prins și cu locul de muncă. Vizionare plăcută și la celelalte anunțuri de la mine. Vizionare plăcută de... El, eu vreau să-l cunosc pe omul ăsta. Îmi place foarte mișto. Eu cred că este un nene. Da, și eu cred. Depinde ce toane sunt prins. Eu m-am uitat pe profilul lui de OLX, te prinde acolo o zi, e ca Facebook-ul. Are mai multe jucării? Are mai multe de astea de Lego făcute? Nu. Dar are, spre exemplu, bagnote de 2000 de lei de la Eclipse. A, deci are, are, deci omul vinde da, tot, cumpără de peste tot și vinde... Are vreo 8 pagini pe asta lui. Ah, ok. De produse la vânzare. El vinde tot ce are în casă și dacă îi cumpără cineva e ok, e bine că sta acolo. Da, exact. Am înțeles. Deci a primit 150, acum, dar n-are timp de eBay, așa că ar da-o mai ieftin. Nu trebuia să zici eBay. 150, nu trebuia să zici. Mi-a zis X dolari, dar n-am timp de... De ce? Suma. Ok, bine. Avem timp că zicem că e clar okay, sub suma aia. Ok. Da? Ok. Nu? Deci, e clar că e sub suma aia. Întrebarea de un punct. De-aia până la reality și ori 1000 de puncte, că sună mult mai atractiv. Este. Care este prețul corect la Lego motocicletă, motocicletă, triche, costum, preț fix? Care este negociabil? Custom scrie, nu costum. A, custom. De ce ca să zici în engleză tot titlul ăla? Ia încerc să zici în engleză. Lego motocicletă, 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 trike, custom, preț fix. Ok. Custom, preț fix. Vezi că ziceam noi ce țăran e el, dar era ce țăran e Mitran. What? Bă, la virgule am citit cum trebuie. Așa este. Intonația a fost bună, ordinea literelor n-a fost bună. Zi ordinea, zi tu cine zice. Sergiu. Eu să zic primul? Da. Eu zic că o dă cu 388 de lei. Wow. A zis lei? Lei? În lei dăm? Sau în euro? Nu, dăm în lei. În lei. Deci expertul de pe eBay. Da, am zis gata, lei. Euro. Lei. Popescu. 550 lei. Wow. Fiecare asta. Toma. $650. Ok. Eu cât am zis? 550. Eu zic Sorin. 450 lei. Ok. Câștigătorul este Sergiu. Prețul corect fiind 65 de lei. Negociabil. Un specialist mi-a zis că face 150, dar eu n-am timp, așa că dau cu 65 de lei. Deci, cât de puțin timp are. 10%. E conspiraționist, nu crede în experți. 10%.
Bă, ești dement? Eu chiar am crezut că o dă mai scump, că n-are timp de ce zice expertul, că n-are timp eu să... Nu. Eu chiar am zis, ok, o dă mai ieftin, nu are cum să o dea alta, că bă... Da, dacă era foarte scump, câștigam că eram cel mai sus. Înseamnă, eu aici deduc că nu i-a zis niciun expert nimic. Dar dacă nu știați informația cu expertul, cam cât aș fi zis? Vezi, eu pe la 300 aș fi zis. Să dau. Aș fi zis tot mai mult de 300. Tot mai mult? Nu mi-am dat 300. Seama exact cât e de mare, care e dimensiunea. N-aș fi zis 300. Mai mult? Nu, aș fi zis mai puțin. Așa ceva în magazin, dacă cumperi, e câteva sute de lei. De la Lego. Dacă ți iei 4-500 de baterii. Este cu baterii? Nu. Dar e scump Lego. Da. Dacă ți-ai iubit copiii, ai ști. Seturile alea mici. Eu am, dar am plus, Lego, nu mai știu plus, nu mai știu cum, nu, plus, nu, plus, duplo. Ala de săraci. Din alea. Sunt săraci de copii. Sunt de copii, mă, sunt neînghită copii. Copiii sunt săraci, nu au bani, au salariu. Există așa ceva? Ia să iau și eu lui Matei. Zici, săracule. Avem, mă uit la ceas. Cât facem până la club? Un sfert de 20 minute. Cam? La cât începem? La fără 20 începe, nu? Da. Cine deschide? Eu. Trebuie să ca să mergem. Mm-hmm. Deci va fi un podcast scurt, jumătate de oră, că mai dă tăia de acolo din el. Mm-hmm. Asta este. Ce mai adăugăm cu reclama cu asta? Cam asta. Pune-l la 07X. Să mai câștigăm un pic. Bine, asta a fost mulțumim frumos și ne vedem săptămâna viitoare. Salutare. Pa, pa. Ciao, pa, pa. Thank you.